Salutare, prieteni, și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 22. Am să vă arăt în mare parte noile schimbări în fermă. Am mai cumpărat niște stupuri de albine și am ales varianta cu stupurile cele mai mari. Am zis că am nevoie de mai multă producție de miere. Și totodată din ce văd, clar că se produce mai multă miere. Am aici 5 palezi, din care al cincilea e aproape plin. Ok, după care am salată depozitată și totodată am schimbat și ceramică. Am înlocuit-o cu una mare, a reușit să mai fac niște bani. Și pentru că am văzut că era mare, produce mult mai bine, mai repede. Joc pe timpul X6 și mi se pare oarecum un pic mai realistic, spun așa. Pentru că na, mai vine seara, mai un alt. Ok. După care am aici uițele care au mai produs niște lână. Iar la văcuțe mi-a mai produs el niște lapte, dar oricum în cisterna asta eu am deja 8 tone de lapte. Ok. Bun. Vacile stau bine cu absolut orice. Apa, mâncare și vreau să mă uit un pic să vedem materialele. Materialele cel mai bine se vând în luna aprilie. Ok. Noi suntem în septembrie. Bun. Păi nu cred că o să apuc să le vând în episodul ăsta. Deci voiam. Vreau să mă uit un pic. Am pus niște moduri care există. Pentru a depozita fânul și toate astea. Nu știu exact pe unde e, pe unde îl pune, dar hai să văd. Poate așura pentru fân, uite. Aoleu, costă 60.000 deja în bani. Ah, ok, deci arată așa și atunci aici ar fi încărcarea și aici ar fi descărcarea. Practic aș putea să o pun undeva pe aici. Cred că ar fi ok să o pun. Sau dacă nu, chiar aici. La intrare în ferm. Ar putea să o pun. Sau chiar jos. Ar mai funcționa pe partea asta. La mijloc parcă n-aș pune nimic. Poate fi aici, deși spațiu prea mic. Da, o să văd că o să am bani de ea. Ok, după care știu că mai aveam un tip de din ăsta, dar nu-l găsesc acum pentru un slurry. Costă 665.000. Da. Hai să iau tractorul și să continui atunci dacă nu aici. Mine de balotat, pentru că o să mai fac niște silici. Din ce am văzut data trecută, bineînțeles, l-am făcut în acel bunker care probabil o să și renunț la el de tot.
Și nu mi-a convenit sincer prețul care am vândut. Și mi se pare că dacă fac baloți de nucleus ensilozat, adică de silici, prețul e mai mare la vânzare. Asta am observat eu, dar nu cred că mă înșel. Atunci s-ar merita mai mult să fac baloți decât să mă vând așa direct. Dacă reușesc să-mi cumpăr și... Da, momentan nu pot să-mi iau ca 100 de mii împrumut. Dar nu e problemă, pot să far mai adun eu bani ca să-mi iau aceeași ură ca să depozitez fânul, pentru că cu ea reușesc de... Adică îți mai optimizezi jocul într-un fel. Nu că, vai doamne, așa va eu probleme cu el acum, pentru că rulează chiar foarte bine și am costat 60. Dar mă gândesc și la viitor. Pentru că o să se adune foarte, foarte mulți baloți. Am planul să fac baloți mai mulți. Am prea multă iarbă și aici, și în partea asta, și din terenul de la fermă. Și așa o să-i pot depozita în șura aia unde nu o să fie randați 3D, practic. Și e mult mai ok așa. Că vreau să știu că am asigurat la văcuțe și la oi, că o să vreau să mai extind pe oi și văcuțe ca fabrica de lână, pardon, de materiale, sau de lână, nu un pic să văd cum este lumea, da, fabrica de lână, dar momentan produce, am mai dus eu niște lână de la oi, 3 tone și ceva, sau 4 și eu mai luat din ea. Mai am și văd bomba care se duce și am colectat materialele și le-am pus lângă fabrica de acolo. Am zis că le vând când crește prețul și momentan că ea produce și avem 85 de litri de material. Și e foarte ok pentru că așa să iau și de cea din partea asta. Pentru că eu o să vând acum, dar pe viitor o să îmi cumpăr și o fabrică de haine și atunci neapărat o să trebuiască mai mult fân ca să produc mai multe oi, bineînțeles, ca să produc lână și să pot avea fabrica în construcție, în producție continuă. Și pe de altă parte, aș mai vrea și o fabrică de lactate, ca să pot să produc brânză din lapte. Care cred că aia o să fie următoarea fabrică care o cumpăr, pentru că cea de haine mi se pare că e mai scumpă și are tip de afectură, având în vedere că și materialul se vinde bine. Bine, deși aș putea să depozitez poate tot materialul ăla și când cumpăr fabrica de haine să îl am, dar... Da, n-ar fi o idee rea, doar că mie mai trebuie bani. Poate dacă reușesc să scot bani din altă parte, cum ar fi din baloți de silici, de ce nu? În momentan, da, și cred că asta o să și fac. Probabil o să depozitez tot materialul ca să-l am când cumpăr fabrica de haine. Și atunci o să vând mai scump, practic, hainele, față de material. Și atunci
Știu că o să pot face haine în producție mai mare. Dacă o să mi se adune multă cantitate de material. Și nici mai pot să fac pe bani, mai adun așa, cât pot ca să mă întrețin. Vorba aia. Bineînțeles, și să reușesc să aduc bani să-mi iau fabrică. Probabil, eu cred că asta e o strategie ok, deși m-ar rupe mult financiar, adică aș face banii mai greu, dar cred că se merită sacrificiul, spun așa. Este ora aproape 6 seara. Și mai avem câteva brezi de aici, rânduri de făcut. Și mâine o să intru din nou cu cositorile pe marginea acestui teren și după care trenurile și alte din fermă. Pentru că vreau să produc la maximum diligiul ăsta și bineînțeles să mai produc ceva fund ca să mă acolo ca și siguranță pentru făcute. Da, deci practic banii o să mai trebuiască pentru că o să trebuiască pentru, cum am zis, șurate depozitat fân și iarbă și toate astea. O să trebuiască, care e 60 ceva de mii, o să trebuiască și pentru fabrica de haine, care gen nu m-am uitat cât costă. După care planul așa încet ar fi o fabrică de lână, de, pardon, de lactate și după care așa încet să mă extind pe un graj mai mare pentru păpuțe. Deci avem de lucru mult ca să scoatem bani. Oricum avem posibilitatea acum să închidem terenuri și eu zic că asta o să îmi prinde foarte bine, pentru că pot să închiriez un teren mare care să lucrez și să aduc profite pe urma lui. Ar fi o strategie să închiriez niște terenuri mai mari și să-mi pun bumbac pe ele. Și atunci, practic, aș putea să mențin fabrica de lână în producție. E mai ușor. Nu depind doar de lână de la oițe. Dar vedem cum se descurcă lână de la oițe. Dacă acopăr cu ea suficient pentru fabrică, nu mă complic cu bumbacul. Dacă am lăsat noaptea, deja hai că facem așa, se vadă ceva și la voi mai bine. Pentru că e noapte și YouTube-ul, cel puțin pe YouTube, nu se prea vede ochii noapte. Ah.
Așa, mai am cred că vreo două sau un singur prolog. Așa. Ia să și verific. Două. Ok, mi-am două. Așa, se descarcă asta aici. Cred că e prima dată când lucru mai mult pe noapte, sincer. Păi de obicei nu prea lucrez noapte în farming, dar... De ce nu? Hai să lucrăm și noapte. Dacă vrem bani, hai să muncim. Muncim noapte, vorba. Practic se aude când schimbă viteza în cutia de viteză. Da, dacă stai în cabină și avem acolo un apus de soare, dacă stai în cabină, practic se aude când schimbă vitezele. Da. Foarte, foarte detaliat. Și sper că pe viitor o să, deși știu că nu o să fie mare profit, dar așa vreau eu, să mai fac și lucruri diferite în farming, având în vedere că nu m-am făcut niciodată de când au fost introduse în joc și na, mi se pare interesant, anume să am și niște măslini, niște drumuri, dar bineînțeles pe un tren mare, măcar să știu că pot să scot o cantitate. Mare de truburi și se știe, poate tot așa o produce la o fabrică sau... Dar asta o să fie pe un viitor mai îndepărtat, pentru că... Da, necesită bani. Inter... Oare am făcut ultimul poloc sau nu, că eu nu mai văd. E foarte întuneric. Hai să și vedem. Cred că e ultimul, nu? Da, e ultimul. Și... O să... Mergem către fermă, că nu mai vedem nicăieri noapte. Îmi cer scuze că v-am ținut pentru întuneric. Am zis să terminăm treaba. Așa. Ok, pentru că nu mai văd absolut nimic. O să las tractorul aici și o să mă duc direct la căsuță să dorm.
Dormim până la 8 dimineața și ne parcăm utilajul, balotiera, ca să e bun, ca să fie la loc cu ei. Ia să de mai să mai adunat ceva. Da. Wow! Ai al optulea palet. Înseamnă să ai niște stupuri mari. Am să mai pun, sincer. Am să mai pun. Pentru că, din ce văd, se merită. Când vinzi miere la o cantitate mare, e treabă bună. Care ai niște profit, care pe la urmă un profit pasiv. Am doar trei din astea, aș mai pune încă una, două, câte ar mai intra pe marginea asta și în spate. Bun. Hai să parchez asta aici. Ah, ok, așa și o să-mi trebuiască remorca de barcă. Trebuie să văd unde depozitez și balotelea. Ia să vedem un pic la animale cum stă treaba. Materiale lipsă, bumbac. Ok, nu mai există bumbac, am înțeles. La contracte, avem ceva contracte. Porumb, boabe de soia, ok. Da, făceam un contract unde avea bumbac și duceam la fabrica noastră. Dar asta este. Ok, era totuși un câștigul meu. Și da, mă uit la animale picuți. Ok, au. Asta, da, de ce am luat remorca asta? Ok. Deci am la remorca asta. Eu vreau să iau pe cealaltă. Nice, not ok. Serele cum stau cu apa, stau foarte bine, o să trească să verificăm și pe ele să vedem dacă au mai produs ceva și dacă au loc să mai spavneze. Ok, hai să mergem și dacă tot mergem o să ne oprim un pic și la țară. Adică o să aruncăm direct o privire. Ah, ok, acolo e bun. Bun, dar bun. Cu serele este în regulă. Wow. Și o să recoltez baloții, după care o să înceapă din nou producția de iarnă. În octombrie. Deja începe să crească iarba. Poate că X6 momentan e prea mare pentru rapid. Atunci o să lucrez undeva la X3, la jumate. Așa. Poate va echilibra. Având în vedere la câte am acum de făcut. Nu cred cât baloții se scoate pe acest teren, adică mai bine zis că teren mort. Asta ar conta. Asta a fost ok.
Probabil astăzi o să vină și un live cu Farming Simulator 22. Dacă sunteți noi pe canal, uitați să vă abonați pentru a vedea mai multe clipuri cu Farming Simulator 22. Și, bineînțeles, nu uitați să aruncați un ochi peste seria de roleplay, la care o să vină cât de curând un nou episod, doar că o să trebuiască să mai lucrez cu ei la scenariu. Eu vă sfătuiesc să aruncați un ochi peste seria de roleplay dacă încă nu ați aruncat. Și un suport arătat mi-ar prinde bine. Și eu vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul vostru. Iar eu, dragi prieteni, am să continui aici și am să recoltez toți baloții, pentru că încă mai sunt mulți și după care ar vrea să mă pun din nou pe iarbă, iar eu nu o să vă mai țin pentru capitolul ăsta, oricum un video ne lungim. Mai probabil o să într-un live, probabil în seara asta o să facem lucrul ăsta. Am să vorbesc un pic cu Telop, să vedem dacă are chef de un multiplayer pentru seria de multiplayer, că n-am mai lucrat nimic acolo de foarte mult timp, din păcate, și așa. Și dacă poate, bineînțeles, poate o să ne vedem la un live pe seria de multiplayer, dacă nu, la un live aici în seria asta în care continuăm ceea ce e de muncă, nu? Așadar, până atunci, toate cele bune, multă baftă în continuare, vă mulțumesc pentru suportul vostru, bye bye!